Casele de cultură au menirea de a contribui la răspândirea culturii și a artei, însă din lipsă de bani sau interes, multe dintre aceste edificii impunătoare din satele Moldovei sunt lăsate în voia sorții. În timp ce unele cămine stau să pice pentru că nimeni n-a mai investit în ele ani de zile, pe alocuri se mai încearcă să se readucă la viață clădirile care au devenit ruine. Cum supraviețuiește cultura la sate, urmăriți în reportaj. Nicolae Iorga spunea că un popor fără cultură este o gloată. Cu pereții plini de mucegai ca după o inundație, bucăți de tencuială desprinse, tavan prin care plouă. Așa arată acum Casa de Cultură din Puhăceni, raionul Aneninoi, care pe timpuri era locul de suflet al locuitorilor. Cum era pe vremuri Casa de Cultură? Foarte frumoasă. După terminarea studiilor, eu am venit în sat aici la lucru și am activat și la școală, la grădiniță. Și iată, în primii ani activau foarte multe ansambluri. Și ansamblu de dans, și ansamblu vocal, și chiar și cercul dramatic era. Erau implicat foarte multă lume în activitatea Casei de Cultură. Struinează din cauza că, iată, când plouă, curge tot până ajunge de la etajul 2 până la etajul 1, ajunge apa. Chiar eu m-am întâmplat, la bibliotecă am venit, după o ploaie puternică, și îmblau aici lumea în cizme și strângeau apa de pe jos. Căminul cultural era locul unde sătenii se întâlneau de sărbători, la film sau când veneau la concertele artiștilor de la Chișinău. Astăzi, în sala mare a Casei de Cultură, scena abia de mai ține, iar scaunele sunt distruse. Este nevoie de cultură, de la sate? Da, cum? Da, sigur că avem nevoie de cultură și de oameni care să ne altăiască cultura asta. Fiindcă noi lucruți cam degradat, fiindcă nu ieșim nicăieri, știm acasă, la foc. De ce, după părerea noastră, iată, se ruinează acest centru care cândva erau pline de oameni, de spectatori, de aplauze? Fiindcă o casă, când nu trăiește nimeni, ea se ruinează. Dar dacă o casă de cultură și nu are activități și nu sunt oameni ca să... Păi se ruinează, sigur că. Asta e lipsa de oameni, de suflete. Iată, asta e o socotcă. Dar până n-a să fie deschis ceva, o întreprindere ca să atragă tineretul să rămână aici în sat, aici se distrugă. Directoarea Casei de Cultură, Ana Plămădeală, susține că aceste centre culturale se ruinează din motiv că nici Ministerul Culturii, nici administrațiile publice locale, pe parcursul anilor, nu au identificat o viziune clară în ce privește rolul acestor clădiri în societate, iar lipsa de fonduri ar putea face ca domeniul cultural în multe localități pur și simplu să dispară. Cine se face responsabil că, practic, în toate satele din Republica Moldova avem asemenea case de cultură dărâmate? Eu aș spune o scăpare ar fi totuși a Ministerul Culturii, pentru că nu avem o susținere, da? Deci avem un buget foarte limitat ca să nu ne permită să facem careva investiții în edificiu. Deci avem o problemă foarte mare, da? Și strigentă și urgentă, anume pentru reparația acoperișului. Da? Deci cea mai mare bătaie de cap care ne se oferă la moment este din cauza acoperișului. Da? Deci avem acoperișul avariat, care curge, care nu ne permite să reparăm o încăpere, din motiv că nu știm o scurgă la ploaia care vine sau peste o lună, două. Da? Deci nu ne permite luxul să reparăm și să așteptăm când plouă să ne curgă. Am aplicat anul trecut la 3 proiecte, am concursuri de proiecte, da? Din păcate, fără succes, nu am avut reușite la aceste proiecte, dar sperăm să mai aplicăm și anul ăsta care vine, să începem cu acoperișul. Da? Deci nu putem să mergem mai departe până nu începem cu acoperișul. Deci noi anul trecut am aplicat la Ministerul Culturii de 2 ori, da? Deci a fost deschis un program de finanțare. Am aplicat din motiv că a fost un an pandemic, nu am primit susținerea motivând că nu sunt surse suficiente. Din păcate, Ministerul Culturii nu a deschis niciun program de granturi, niciun program de finanțări care să ne permită să aplicăm
implicăm, da? Deci să ne oferim, să arătăm că este interes de a investi timpul, de a investi într-o edificiu care are viitor, deci are potențial nu doar în cultură propriu-zisă, da? Deci este, avem un centru de tineri, da? Deci avem un centru de tineri care, din motivul că nu avem un local să le oferim, nu putem primi finanțare. Da, deci aici sunt lucrurile așa, știți cum, una depinde, este un lanț, una depinde de cealaltă. Acest cămin cultural nu a fost reparat de mai bine de 30 de ani, iar localnicii privesc neputincioși cum această clădire, considerată cândva o bijuterie a satului, se ruinează. În prezent, în Republica Moldova, nu fiecare localitate își permite să aibă un cămin cultural, dar casa de cultură din satul Vădeni, raionul Soroca, care nu a fost reparată de 50 de ani, încetul cu încetul își schimbă înfățișarea. Lucrările de renovare a edificiului casei de cultură sunt în toi. Este reparată fațada, au fost schimbate ferestrele, acoperișul și a fost reparat holul clădirii. Aici activează o bibliotecă, școala de muzică, învață 60 de copii și activează 3 colective artistice cu titlu model. Până acum am activat în niște condiții care sunt greu de caracterizat. Era foarte frig, acoperișul curgea și eu activând ca bibliotecar, deci tot timpul aveam grijă de cărți ca să fie un climat constant pentru carte, ca să păstreze fondul de carte în condiții bune. Dezastru, cum pot să spun, într-un cuvânt. Și pragul faramat și de prag putem toată vara să rupem numai buruienii. Dar la momentul de față s-a făcut la condiții normale, s-a dus. Și pentru că activau în condiții grele și dezastruoase, au înaintat un proiect guvernului ca să-i susțină financiar în renovarea clădirii. În cadrul proiectului de renovare a casei de cultură din satul Vădeni a fost alocată suma de peste 700.000 de lei. Am beneficiat de finanțare de la AIPA, un program de la guvern, unde am făcut pavajul casei de cultură, apoi am făcut fațada, pragul casei de cultură și holul de la primul etaj. Și ne dorim ca să avem și noi niște condiții normale pentru activare a acestor colective. Și spectatorii gândim că o să aibă posibilitatea de a veni la concerte, spectacole pe viitor. Acum angajații casei de cultură așteaptă cu nerăbdare să fie încheiate lucrările de reparație, pentru a putea promova cu sfințenie obiceiurile și tradițiile străbune și a le transmite cu drag generațiilor viitoare.